Salutare și bine ați venit la un nou tutorial pe itassistant.org. Numele meu este Mihai Robert și în tutorialul ăsta vom face un pic de modelare, ce va include și puțin text în Cinema 4D. Practic vom realiza setup-ul ăsta. Wow! Deci, avem un text jos spart în cădere de acest iPhone. O să ziceți că mamă, câți nu și-ar dori un iPhone și eu dau cu el de pământ. Dar partea interesantă a tutorialului ăsta nu e animația asta, care, să recunoaștem, e destul de banală. Partea interesantă o să fie că o să modelăm un iPhone. Așa, să trecem la treabă. Deschidem Cinema 4D. Și File New, în cazul în care aveți alte proiecte în desfășurare. Și înainte de toate o să mergem la Render. Render Setting. Aici o să selectăm câteva setări pentru randarea finală, ca să nu stăm să facem la sfârșit. Aici să avem bifat full render, la general, la output selectăm un preset, facem film video, aici am HD TV 720 la 25 de frame-uri, e perfect. Da, mai departe, aici la frame range selectăm all frames, ca să ne salveze animația întreagă când vom termina. Și la save alegem și noi unde să-l salveze, în cazul meu pe desktop. O să-i zic iPhone. Save. La anti-aliasing ar fi bine să bifăm best. Așa. Și cam atât. Eventual o să mai intrăm în render setting pentru câteva efecte. Da. Înainte de toate, stați mai puțin, da, mergem, deschidem un browser și scriem în browser iPhone Blueprint, dăm un enter și mergem la imagini. Prima oară când am încercat să fac setup-ul ăsta, am căutat un Blueprint, cred că e bun ăsta, dar ar fi cam mult și cam inutil să ne folosim de un blueprint atât de avansat pentru un iPhone. Dăm scroll mai jos și aici o să avem imaginea asta. O deschidem și, bă, salvați. O am și eu aici. Așa, asta e. Practic, ce vom face? Mă scuzați. Dăm un click pe rotița de la mouse sau apăsăm pe butonul ăsta de aici. Mergem prima oară în front și luăm imaginea de unde am salvat-o și o tragem aici. Acum, ce va trebui să facem? Mergem la Edit, dăm Config All. Pardon. Edit și Config, normal. Config fără All. Iar aici, la axa X, stai să ne apropiem, să vedem. Vom centra imaginea cu iPhone-ul din față pe mijloc. Așa. Cât ni se pare nou că ar fi pe mijloc. Da. Acum mergem și în right. Vom face același lucru și aici, doar că vom centra imaginea asta. Da, aceasta.
pe axa X sau pe centru. Ceva de genul. Și de ce? Haideți să o ridicăm și deasupra gridului, deasupra axei Z. Cum facem asta? Pe Y ridicăm valorile până ce iPhone-ul nostru se ridică deasupra. Facem chestia asta și aici în front. Acum să avem grijă ca ele să vină direct pe grid. Sau cel mai bine ar fi să urmărim valorile 394 aici, 300 paste 94 să avem și aici și este perfect. Ce vom face? Prima și prima dată vom crea un cub. Da. Ce urmează să facem? Mergem aici în front. Și cocoțăm cubul ăsta pe undeva unde noi am percepe în mijlocul iPhone-ului. Acum, trăgând de țumburucele astea de aici, se văd, sper că se văd. Scalăm, bine, în propriu scalăm, modificăm valorile pe axa respectivă a obiectului, astfel încât el să se încadreze în imaginea noastră. Da, așa e bine. Acum și pe cele pe Y. Ideea ar fi să depășească de, dar foarte, foarte, foarte puțin. Așa, ok, hai să ne apropiem să vedem. Ce ar mai trebui puțin aici este așa. Na, e bine așa. Mergem și aici în right și facem același lucru. Na. Cam atât dacă ne întoarcem în front. Avem bucata asta de cărămidă. Ce vom face în continuare? Va fi să selectăm cubul, ținem un alt apăsat și dăm un click aici pe Hypernurbs. Ni s-a creat automat această ierarhie. Ce s-a întâmplat? Vedem că cubul nostru a fost transformat într-o coajă de săpun, ceva simplu. Acest Hibernurbs împarte obiectul original sau fiecare poligon al obiectului original în alte 4, nu 4, 3 poligoane, astfel încât să-l rotunjească, să elimine marginile dure. Imaginea sau transformarea s-a produs așa din topor pentru că nu avem destule segmente. Așa că vom adăuga segmente. Vom adăuga pe X 1, 2 de ajuns. Pardon, 3, că una e default. Pe X tot 3 și pe Z 3, de ce nu? Următorul pas va fi să îl creăm sau să îl transformăm în obiect editabil. Mergem în Front View, selectăm
Rectangle Selection Tool. Și de aici, pardon, da, e bine, de aici alegem Use Edge Tool și debifăm Only Visible Element, astfel încât noi când vom selecta marginea aceasta de de intersecția ale poligoanelor, să se selecteze și cele din spatele poziției din front, cele pe care n-ar trebui să le vedem aici. Selectând odată marginea, o luăm și o ridicăm cam până acolo unde începe intersecția, da? Unde începe să se rotunjească marginea. Facem același lucru și jos. Aici este bine. Acum vom face același lucru și de sus în jos. Da? Ok, e ok. Avem asta acum. Bifăm aici înapoi Hibernops-ul ăsta. Și avem asta. Să randăm un pic să vedem cum arată. Da. Apoi mergem, selectăm Live Selection, selectăm poligoane și debifăm de aici Only Visible Element, astfel încât să selectăm toată fața obiectului și când selectăm fața să ni se selecteze și spatele. Ne apropiem puțin de obiect și vom da un Extrude Inner. Extrude Inner ce face? Practic micșorează porțiunea selectată astfel încât sau o micșorează fără a o smulge din rădăcina obiectului. Adică așa. Bine, aici e destul de mult. Ne apropiem și o facem foarte puțin, abia observabil. Cum e aici, vezi? Așa. Când bifăm asta, ca atunci când dăm drumul din nou Hibernops-ului, partea aceasta se pare mai dreaptă, exact cum avem și în, și în referința noastră, vedeți? Da. Ok. Mai departe, ar fi să selectăm din nou Rectangle Tool, să selectăm Edge Tool. Așa. Și să tragem de ele un pic mai în jos, chiar dacă ele s-au dus mai în sus din cauza Hibernops-ului, încât să se păstreze uniformitatea iPhone-ului nostru. Ce urmează ar fi să creăm axul acesta alb al iPhone-ului nostru. Vedeți, e partea neagră, apoi axul alb. Cum facem asta? Să-i zicem, să-i dăm un nume, zicem iPhone și facem o copie lui iPhone și o denumim Ax. Acum ele sunt suprapuse, le vom despărți imediat cu unealta de scale tool
și selectând de aici Use Model Tool. Da? Mergem în Ride View. Ne apropiem aici și tragem în interior până ce vedem că ne pliem pe partea asta, albă. Așa. Ne ducem în front puțin și scalăm pe margine încât să iasă un pic în exterior. Și va arăta cam așa. A, e bine. A, mai departe, ce am putea să mai facem noi ar fi butoanele de volum. Butoanele de volum le vom face scurt din două cilindre, sau mai bine zis unul. Un cilindru îl suim aici sus, iar cu Rotate Tool, ținând Shift-ul apăsat, tragem de marginea aceasta albastră, ținem Shift-ul apăsat ca valorile să ne sară din 5 în 5, să ajungem ușor la 90 de grade. Așa. Și îl poziționăm aici sus, da? Exact în centru. Și aici de țumburul ăsta tragem până se va plia perfect pe butonul din imagine. Acum mai țin Ctrl apăsat, trag aici în Object Manager și fac o copie. Cu copia selectată clic în jos și avem două butoane de volum. A. Acum ele sunt înfipte undeva în interior. Nicio problemă, le scoatem noi în afară. Non. Down back. Le selectez pe amândouă și le tragem un pic în afară. Ideea ar fi să le și micșorăm un pic să nu ocupe spațiu mult. Așa avem butoanele de volum. Ce va urma să facem a fi camera aceasta mică de aici și difuzor. Cer scuze. Difuzorul vom face dintr-un cub. Creăm un cub. Îl suim sus. Ne apropiem de el. Îl scalăm pe dimensiunile difuzorului. Da. Ceva de genul. Până ce iese măgăoaia asta un pic în afară. Acum aplicăm pe el un Hibernurbs. Vedem ce va ieși. Nu arată foarte fidel. Haideți să-i dăm niște segmente. Pe X1, pe Y1. Și el o să arate cam așa. Da, e bine.
acum luăm iPhone și îl punem exact lângă Hibernalul ăsta care o să se numească difuzor. Și îl introducem sub un ball object care îl luăm de la array de aici ball și le introducem pe amândouă în ierarhia ball-ului. Da. Așa, iPhone-ul deasupra. Se vede la scobit înăuntru aici. Următorul lucru pe care îl vom face va fi camera aceasta frontală, tot dintr-un cilindru sau de ce nu dintr-un disc. Obiect bidimensional. Rotim și pe el cu fața la noi la 90 de grade. Îl ridicăm. Îl plasăm aici în centrul obiectului, în centrul display-ului nostru și îl scalăm până se va potrivi cu ceea ce vrem noi. Îl aducem puțin în față, atât cât să se vadă. El nu e vizibil acum pentru că toate au aceeași culoare, îl vom vedea bine atunci când vom crea materialele. Mai important, planul sau display-ul propriu-zis al iPhone-ului nostru, pe care îl facem dintr-un plan. Același lucru, îl rotim la 90 de grade. A. Așa. Mergem în setările planului și la object selectăm 4 și 4. A. Astfel încât să ne reducă numărul de segmente. Îl scalăm cât să se potrivească cu display-ul nostru. Așa. Îl scoatem și pe ăsta în exterior, undeva aici. Următorul pas ar fi să creăm butonul de Home. Să vedem cum facem chestia asta. Bun. Nu știu sigur dacă ați văzut vreodată un iPhone, dar butonul ăsta de Home este băgat undeva înăuntru, e un pic scobit pe dinăuntrul telefonului. Îl vom face tot dintr-un ball object, cum am făcut aici și cu difuzorul. Dacă n-am explicat atunci, explic acum. Ați văzut că am făcut difuzorul dintr-un cub și l-am introdus aici, iar prin ball object am scăzut cubul difuzor din
iPhone-ul inițial și ni s-a produs adâncitura asta. Sub un bull object nu pot funcționa decât două obiecte, așa că ce vom face va fi să scoatem iPhone și difuzorul de sub bull object. Da? Doar că am ținut și control apăsat. Le selectăm și le scoatem afară. Apoi scoatem cube object de sub Hibernate difuzor și cubul de sub Hibernate pum, pardon. iPhone de sub Hibernate object, da? Să-l denumim iPhone cub și îl scoatem. Punem cubul dedesubt, le selectăm pe amândouă și le ducem înapoi sub bool object. Facem bool object editabil. Iar ăstora două le dăm un connect, da? Ne-a creat acest ne-a conectat obiectul iPhone cub și cub și ne-a creat acest obiect pe astea două de aici. Putem să le închidem, pe care îl vom introduce sub Hibernate, așa că avem și difuzorul. Da? Și cubul, fără a mai fi nevoie să-l mai într-un singur obiect separat. De ce am făcut chestia asta? Pentru că noi, ca să creăm butonul de home, avem nevoie de o sferă care prin bool object să ne creeze adâncitura butonului de home aici. Chestia asta e puțin mai complicată dacă am fi avut și cubul de la difuzor și iPhone-ul propriu-zis, pentru că sub un bool object, cum am mai zis, nu intră decât două obiecte. Așa. Creăm o sferă. Sphere object. Așa. Nu vom scala, ci vom poziționa centru. În centru butonului nostru de home. Este înfiptă destul de bine. Luăm iPhone, o tragem sfera sub iPhone. Și mergem și mai creăm un bol. Introducem aici. Acum sfera noastră e mult, mult prea adânc băgată în iPhone-ul nostru, așa că o scoatem un pic în exterior. Cam atât. Dăm să vedem. Cam așa. Vom repeta aceeași figură pentru cum să zic, pentru pentru iPhone, adică scoatem iPhone-ul de sub Hibernate și îl introducem în bool. Apoi facem bool editabil. Și în astea două dăm un
Connect plus Delete, ca să nu ne mai păstreze originalul, și introducem înapoi în ierarhie, astfel încât să avem un singur obiect cu tot cu adâncitura butonului de Home. Acum pătrățelul mic și alb îl vom face tot sub formă de adâncitură, mai stilistic așa. Creăm un cub. În atribuțiile cubului bifăm aici file. Și mergem și tragem de sumburucele astea de aici. Astfel încât cubul nostru devine așa. Fileul sau acest file ce face practic cam ce face și HyperNURBS, doar că nu împarte poligoanele în patru, împarte doar edge-urile, marginile în 5 subdiviziuni. Putem selecta și mai puține, dar nu e cazul. Astfel cubul nostru arată așa. Ce vom fi să facem? Selectăm Rectangle Selection Tool, Vertex-ul, Use Point-ul pe cub, facem și editabil, de ce nu? Selectăm prima parte aceasta de sau aceasta, prima aceasta de puncte și le dăm delete încât să rămânem doar cu fața. Selectăm și Live Selection, mergem la Polygon și distrugem fața aceasta încât să ne rămâne decât marginea asta așa. Mergem la Use Model Tool, selectăm, ferăm un Front și la Scale îl scalăm bine de tot. Așa, și îl vom încadra pe modelul ăsta de aici. Da, cam așa ceva. Putem să-l mai vertexuim puțin, vertexuim, să-i mai modificăm punctele. Așa, să-l scalăm, totuși să-l mai scalăm. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și acum da, cam așa. Și cu Use Model Tool o să mutăm cubul nostru până face un pic contact, până se atinge un pic cu cum iPhone-ul nostru. Atât este de ajuns. Acesta tragem cubul sub iPhone, mai facem un bow. Luăm astea două și le băgăm sub bu. Tot iPhone-ul trebuie deasupra.
dau seama ce s-a întâmplat, de ce nu... da, normal că nu va fi lizibil pentru că nu... nu... încă nu avem materialele făcute pentru... pentru astea. Ideal ar fi ca în timp ce lucrați pentru... pentru proiectele astea să le mai și să mai și salvați. Îl salvez ca iPhone. Save. Așa. Acum dacă randăm aici, vedem că din cauza butonului de home s-a alterat puțin imaginea. Se observă? Să mă apropii mai mult. Vedeți? Apar neregularități aici. Cum facem să... să scăpăm de aceste neregularități? Ar fi ca aici din bool la iPhone, care ne face structura pentru iPhone-ul nostru, să scoatem un pic hypernurbs-ul. Mergem cu Live Selection pe Use Point Tool și bifăm aici avem grijă să fie bifat Only Select Visible, ca să nu ne selecteze cine știe ce. Selectăm toate punctele astea de prin jurul ferestrei, cu excepția celui din mijloc, da? Mergem la Hypernurbs și apăsăm pe butonul Set. Vedem că aici ni se aplică acest tag de Hypernurbs Wig. Ce face acest tag? Acest tag face ca atunci când introducem obiectul sub un Hypernurbs, punctele pe care noi le-am selectat să rămână nemișcate, indiferent de câte subdiviziuni ar avea tagul, că transform poligonele, că împarte poligonele în 4, în 3 sau așa, punctele pe care noi le-am selectat să rămână nemișcate. Dacă dăm un render acum, vedem că nu mai avem nicio problemă. Avem iPhone-ul. Haideți să începem să-i facem materialele. Dăm un dublu click în spațiu pentru materiale. Dublu click pe material să-l edităm. La color. Sau color. Îi vom da un negru cenușiu. Ok. Luminance. No. Transparency nici atât, reflection, îi dăm un pic de reflection. O întoarcem, facem destul de mică, 30% e suficient. Și îl aplicăm pe iPhone. Random, să vedem cum arată. Arată bine. Totuși sunt nemulțumit de ceva. Așa. Display-ul putem lăsa așa. Axul. Îi putem aplica un material needitat, pentru că vine deja alb. Același lucru și pentru butoane. Da. Și pentru cubul ăsta.
Totuși, nu înțeleg de ce asta nu este. Nu-l poate simți. Atunci vom scoate. Vom repeta figura aceea, vom scoate iPhone-ul. Cubul și iPhone-ul, obiectul, nu Hibernerves-ul, de sub bool și Hibernerves. Le vom introduce fără Hibernerves. Pardon. Le vom scoate din Hibernerves, le introducem fără Hibernerves în bool. Dubios. Fapt pentru care repetăm figura cu cubul. Cub, file. Atât. Dar nu îi ștergem toată fața, îi ștergem doar evident, îl facem editabil și ștergem doar fața. Debifăm only visible ca să ne șteargă atât fața de față cât și sau să ne șteargă atât fața cât și spatele. Îl ridicăm pe tot aici. Și scalăm de el până ajunge la dimensiunile dorite de noi. Aia, și cam așa. Așa. Și-l introducem aici. Atunci îl scoatem din Hibernerves și îl ducem atât de în spate încât o să fie aproape nesesizabil. Sper eu. Fiind. Singura rezolvare pe care o găsesc. Așa, ne ridicăm. Aplicăm materialul ăsta și pentru cubul nou creat, astfel încât dacă îl privim în ansamblu, el va arăta așa. Save. Selectăm toate astea. Apăsăm un Alt G pentru a ne le grupa sub un nou. Scriem și noi aici iPhone.
Îl închidem și acum să ne ocupăm de text. Prima dată și prima dată facem o podea. Și acum, ca să facem text în Cinema 4D, avem două modalități, ori mergem la spline-uri. Text. Editam textul, îi punem un fond. După care aplicăm pe el un extrude NURBS. A? Așa. Sau a doua metodă, care este preferabilă în cazul ăsta și am să vă explic și de ce, este să mergem la MoGraph și MoTextObject. Ok, mergem și noi, scriem un semn exclamării phone aici. La font alegem un Myriad Pro. Acesta. Pardon. Myriad Pro Bold. Bold am ales data trecută. Ok. Def. Îi dăm 100. Iar la caps selectăm file caps pentru amândouă, astfel încât să avem asta. A. Nu arată rău. A, totuși 100 e mult. 50 e de ajuns. Vom lua și vom roti obiectul la 90 de grade. Așa. Îl ridicăm peste nivelul podelei. Aici. Așa. Selectăm textul și îl facem editabil. Asta a fost motivul pentru care am ales să folosesc text object și nu metoda spline-ului. Pentru că dacă scoatem de sub nulurile astea iPhone-ul și îl deschidem, vom vedea că avem toate literele scoase separat. Noi vrem să segmentăm P-ul în mai multe bucățele pentru spargerea propriu-zisă. Vedeți? Bucățile. Ca să facem chestia asta, avem nevoie de un plugin care să ne taie P-ul în mai multe bucățele. El se numește Trausim. Este produs de cei de la Nitro 4D. Mai există un plugin care face același lucru, el se numește Explode, doar că spre deosebire de Explode, Traus este gratuit. Îl căutați pe Google. Da, pentru versiunile R11.5 și R12. Click, îl descărcați. Îl salvați. Dezarhivați ceva dat sau ceva rezultă din dezarhivare, mergeți în locul unde aveți instalat Cinema 4D-ul, în cazul meu Program Files, Cinema 4D plugin, și le copiați aici. Vedeți? Trausi. Dați un restart la program și o să vă apară aici. Selectăm și noi P-ul, mergem la plugin, Trausi, și vreau să mi-l spargă în 10 bucăți. Parcă.
Aici putem să selectăm unghiile la care să fie tăiate bucățile. A, e bine așa. Putem să-i dăm Keep Original Object ca să ne păstreze obiectul original, pentru că dacă nu bifăm, o să ne șteargă PU de aici, o să ne spargă multe figuri. Nu e important asta, îi dăm Break Now. Ni l-a spart, ne-a creat și câteva materiale, veți vedea imediat. A, PU nostru este aici și toate cele 10 bucăți. Am selectat primul material, ni s-a selectat și el. Primul material de aici este materialul care se va vedea prin interiorul obiectului. Eu în tutorialul anterior l-am făcut albastru, parcă, hai să ne uităm. Da, vedeți? Edităm, mergem la color. Ceva pe aici, așa. Acum ce va fi să facem? Dacă îi dăm un play, vedem că el cade. De ce? Pentru că podeaua nu este rigidă. Nu este un obiect solid. Ca să facem chestia asta, clic dreapta pe ea, Dynamic Tag și Dynamic Body. Acum clic, vedem că PU-ul nostru se figurează aici. O să arate cam așa. Dar pe noi nu ne interesează ca PU să se spargă imediat. Pe noi ne interesează să spargem PU cu iPhone. Deci mergem la tag-ul de Dynamics și schimbăm trigger-ul de pe Immediately pe On Collision. În momentul de față nu se mai întâmplă nimic. Copiem tag-ul și pe iPhone scrisul. Asta e și motivul pentru care l-am scris cu semnul exclamării și nu cu i normal. Facem iPhone-ul vizibil. Na, îl suim ceva mai sus. Îl rotim la 90 de grade. Și mergem în top. Na, acum A, încă o chestie interesantă și uitam. Vedem că piesele noastre au fost băgate sub un Fracture Object. Fracture Object îl putem lua de la Mograph și Fracture. El ce face? Dynamics sau Rigid Body, tagul de Rigid Body sau Dynamics Body funcționează mai ales on collision, cum l-am selectat noi, ca la coliziunea, la atingerea între două obiecte să se producă distanțarea. Dar noi avem aici 10 obiecte. Înseamnă că 10 piese, înseamnă că ele fiind una lângă alta trebuie să explodeze, ceea ce nu explodează, pentru că Fracture Object ne grupează acele mai multe obiecte sub un ni le ține ca un grup. Dacă vom pune plugin-ul peste iPhone-ul nostru, de aici adăugăm Dynamics Body și dăm un play.
bun. Da, acum vedem că iPhone-ul nostru explodează fără niciun motiv. Motivul e simplu, pentru că ele sunt mai multe obiecte la coliziune, la atingerea, ele sunt mai multe obiecte atinse. Dacă noi îi punem tag-ul, înseamnă că el ar trebui să se împrăște. Așa că luăm din iPhone toate bucățile și le mutăm sub fracture-ul ăsta aici, căruia îi dăm și lui tag-ul de rigid body. Și acum dacă îi dăm un play, așa, el ar trebui să cadă, de ce nu cade? Na, și pe el setasem un collision. Pentru iPhone setăm immediately. Așa, și iPhone-ul o să cadă și o să ne împrăștie obiectul. Ce are? De ce arată așa? Wow, ce eroare! A, era bulul acela pe care l-am închisesem la început. El ne încurca. Acum, ce am putea să facem ca animația să ne fie mai fidelă este să selectăm atât textul cât și pieces-urile. Fără flor, doar pieces-urile. Așa. Și să le dăm un scale. A, nu vă faceți griji pentru faptul că depășește podeaua, pentru că podeaua este infinită. Tot mai scalăm. Data n-ar trebui, deci am... Na, zic că arată bine. Ce mai putem să mai facem noi ar fi să nouchim iPhone-ul ăsta mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, da. Să randăm și noi animația asta. Dar înainte de toate să aplicăm un material și pe podea, zicem la color un frânel între un gri mai deschis și un gri mai închis, de ce nu? Da, să-i dăm și un pic de reflection, foarte puțin, să-l trimitem pe podea. Da, să arate așa, arată bine. Punem și o lumină. Punem pe aici, pe undeva. O și ridicăm. Am mai putea adăuga o
o cameră, ca randarea să fie mai bună. Păsăm pe țumbulul cu ăsta ca să intrăm în cameră. Și mai dăm un play de control. Da, de ajuns. Apăsăm pe acest buton de render. Oh, pardon. Am uitat o chestie. Am putea să ne întoarcem la render setting și la effect să selectăm ambient occlusion. Ce face ambient occlusion? Vedem că va dura puțin mai mult randarea. Ambient occlusion. Hai să facem. Da, dacă creăm un document nou, repede de tot, facem o cameră sau o cameră dintr-un cub. Asta e un exemplu clasic. Așa. Câte 10 segmente editabil, selectăm și noi câteva poligoane pentru o fereastră, adăugăm o lumină care să o punem la intrare la fereastră, mergem înăuntru încăperii, undeva să se vadă colțul. Sau de da, aici e bine. Așa. Și random. Încăperea noastră o să arate cam așa, destul de neplăcut. Cu toate că avem lumina care vine dintre afară, lumina se vede pe peretele ăsta mai mult, aici mai puțin și aici cam deloc. Ce face ambient occlusion? Dacă mergem la render setting, ambient occlusion-ul la fiecare întâlnire de muchii și puncte, el adaugă o umbră, astfel încât randarea să, cum să zic, să pară mai realistică. Mai e un efect pe care aș vrea să vi-l arăt. Global Illumination. Global Illumination face astfel încât lumina să se bată de tot, de pereți, de colțuri, de orice, și să se împrăștie. Cam atât cu proiectul ăsta, ne întoarcem la cel anterior, la Window iPhone. Deci render, l-am bifat ambient occlusion-ul și ne ducem să randăm animația. Cancel. Pardon, n-am omis ceva. Render setting. Și la save selectăm de la format AV Movie. Da? Și abia acum randăm. Yes, vreau să-l înlocuiesc. El va randa toate cele 75 de frame-uri. Chiar dacă pe timeline aveam 90, când am selectat de la preset 720 la 25 de frame-uri, însemna că el ne va randa la 75 de la 25 de frame-uri pe secundă,
3 secunde fiind default. Da, nu o să aștept acum să se randeze pentru că ar dura destul de mult. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper să ne revedem cu bine la alte tutoriale. Până atunci vă spun la revedere.